Binecuvântat să fie Domnul! În dimineața aceasta, Biblia ne deschide ușa unei familii să intrăm, să stăm cu ei la masă, să stăm cu ei, nu știu dacă veneau de la binecuvântarea de copii, dar Biblia ne deschide ușa în dimineața aceasta, în capitolul 25, în Geneza, și ne lasă să ne uităm, deși nu-i frumos să te bagi cu nasul la alte familii, nu? Dar de fapt la Elim nu sunt din ăștia care se își bagă nasul în alte familii, nu? Poate la Bistrița aveți voi, Cristi, pe acolo. Nici voi n-aveți, noi bine și de voi atunci. Biblia în dimineața asta ne dă voie să ne băgăm nasul în casa patriarhului Iacov. Și știi cum e? Când intri într-o casă, vezi lucruri care ți se arată. Dar vezi și lucruri care nu ți se arată, nu? Ți se arată paharul pe masă, farfuria, dar tu mai vezi praf pe sub dulap, știi că ai ochiul format, ai direcția ta, te uiți pe sub dulap, pe sub masă, pe sub... În dimineața aceasta ne uităm la o familie care într-o zi ori fost binecuvântați cu doi copii gemeni, cei mai ciudați gemeni de care am auzit. Spune Biblia că ăștia erau obișnuiți cu sportul din burta mamei. Spune cuvântul Domnului că ăștia au început să se bată din burtă. Aveți copii acasă care se bat? Nu ridicați mâna. Nu ridicați mâna. Și eu îi mai întreb pe unii. Bă, vor să bat? Să bat. Am crezut că numai mei. Dar vezi, nicio familie nu au copii care să se bată din burtă, da? E ciudat. Că abia încape unul. Ei erau doi și aveau și teren liber. Nu? Așa spune Biblia, cuvântul Domnului, versetul 22, că ori început să se bată din burtă. Mamă sa Rebeca nu mai știu ce să facă. O văzut că bătaia continuă, nu i-o putut liniște nici cum, n-avea nicio metodă și știi ce face? Merge să-L întrebe pe Dumnezeu de situația asta ciudată. Merge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu le vorbește. Răspunsul lui Dumnezeu este pentru prezent. Și Dumnezeu îi vorbește Rebecăi și pentru viitor. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 23 din capitolul 25. Și Domnul a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Și auziți acum ce spune Dumnezeu de viitor. Și cel mai mare va sluji celui mai mic. Vine Dumnezeu și îi vorbește Rebecăi pentru prezent, dar îi vorbește și pentru viitor. Se nasc cei doi gemeni, Esau și Iacov, total diferiți. Unul semăna cu mamă sa și unul semăna cu tatăsu. Știți ce e ciudat? Că ăla care semăna cu mamă sa era iubit de tatăsu. Și ăla care semăna cu tatăsu nu-l iubea tatăsu, îl iubea mamă sa. Esau crește iubindu-și eul. Era un om care punea accent pe prezent. Știți că avem în biserică oameni care întârzie la biserică din cauza prezentului? Stai că mai am trei fire, că n-am reușit să le aranjez. Le usuci, le învârți, le întorci cu mixerul, era să zic, cu ondulatorul, numai să fii la prezent impecabil. Esau a venit și a zis, acum dăm să mâncă mor. Mă, mai așteaptă, acum vreau să mănânc. Ăsta semăna pe mamă sa, da? Rebeca o luptătoare, da? Era o luptătoare, semăna tare bine omul acesta pe mamă sa. Era obișnuit să vadă, să aibă orizontul deschis. Și totuși nu era iubit de mamă sa, ci era iubit de tatăsu. Mergea la tatăsu care era la pat și îl fascina cu povestirile din pădure. Tatăsu stătea un om moale, un om așa blajin stătea și era fascinat, trăia prin povestirile care îi le spunea Esau. Îi spunea, tată, m-am întâlnit, am vânat, direct în crește te-am dat, direct, doi dintr-un glonț, doi cosuliți am prins, am doborât, uite aici, unul într-o mână, un tatăsu trăia, că era un om moale, el nu era activ. Era unul, el punea, tatăsul l-a însurat, da, Avram, o zis, cu asta mă însor. Un om moale, dar trăia prin ăla care era activ. Era iubit Esau de tatăsul. Știți că o să vedeți că ne regăsim toți, ori ești ca Isaac, ori ești ca Rebeca, ori ești ca Esau în dimineața asta, ori ești ca Iacov. Ăsta la Iacov era și el ciudat. Era un om foarte blajin, nu era activ. Acasă, turmele de acasă, nu îl trimite după pită, mai bine pune-l să aspire.
Știi că îți copii din... Aveți fiecare... Avem câte un Iacov și avem câte un Esau. Unul ar fi numai pe afară și ălalalt ar fi numai înăuntru. Tătă ziua miroase ardei prăjit și a ceapă și ălalalt miroase numai transpirație de la alergătură. Da, fiecare avem. Dar pe ăsta blajin care semănea cu tatăsu, îl iubea cine? Mamă sa! Mamă sa! Știți că și în familie te uiți de la nuntă și îl vezi că-i moale, pe scaunul de mire și de mireasă, e ca apa sfințită, știi? Tămâie. Nu zice nimic. Cum zice? În schimb, ia spirit. Spirit, desinfectant. Cum le simți de la depărtare, îți revii, te trezești, nu? Așa e și în unele case. Vezi că ia-i spiritul și el îi apa sfințită. Bine, așa cum. Într-o zi se întâmplă o tragedie în familia aceasta. O familie activă. Unii dădeau adrenalină, ăilalți mai acopereau adrenalina. Într-o zi, spune Biblia, că se produce o catastrofă în familia lor, din cauza băieților. Știți care a fost catastrofa? O găsim în versetul 34. Spune cuvântul Domnului așa: atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Și auziți acum tragedia. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. În momentul acela, Esau pierde binecuvântarea. Pierde binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Pentru că nu a înțeles că binecuvântarea trebuie păstrată. Nu înțeles, așa cum unii în vremea aceasta, nu înțeleg că binecuvântarea lui Dumnezeu trebuie păstrată. De aceea mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat: pune preț pe binecuvântare. Pune preț pe binecuvântare. Primul lucru care vreau să-l ținem minte este că binecuvântarea se câștigă prin luptă, dar se păstrează prin neprihănire. Binecuvântarea se câștigă prin luptă și se păstrează prin neprihănire. Spune cuvântul Domnului că Esau nu a fost prea interesat. O zi, Domnule, o am, dar nu mă ajută la nimic. Că eu-s gata să mor de foame. Eu-s leșinat. Vă întreb, murea el de foame? Stai, Domne, mai postește. Când ai mâncat? Azi dimineață. Vin și copiii la tine și spun: tată, mor de foame. Băi, frigiderul plin. N-avem nimic. A, că nu-i pe placul tău. Că nu-i pe placul tău, da. Dar el a venit, știți de unde a învățat să spună că-i tăt pe moarte? Știți de unde? De la tatăsu. Că tatăsu, spune cuvântul Domnului în capitolul 27 cu versetul 2, Isaac a zis: iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Veniți, adu-mi mâncare, că vreau să te binecuvintesc, că-s pe moarte. Știți de unde a învățat fiul său să te zic că-s pe moarte? De la tatăsu. Am citit de Isaac că ar fi durat, de când o spus că-i pe moarte, o mai trăit 10 ani. 10 ani, mai bine de 10 ani, o trăit până a murit Isaac. Mai bine de 10 ani, de el s-a tot obișnuit, că-s pe moarte. Am îngropat odată pe un bătrân, am predicat la mormântarea lui, 52 de ani, o lua pastile de inimă și totdeauna zicea: mor, nu mai pot, mor, cu pastilele de inimă în buzunar, în fiecare zi lua pastile de inimă. De unde o învățat? De la tatăsu. Tatăsu a fost obișnuit cu cuvintele acestea și fiusul le moștenește. Ce înțelege Iacov, ceea ce nu înțelese sau, este că binecuvântarea, ca să o primești, trebuie să lupți pentru ea. Într-o zi se întâlnește Iacov cu Îngerul lui Dumnezeu. Se întâlnește cu Dumnezeu și spune cuvântul Domnului în capitolul 32 că Iacov se luptă cu Îngerul lui Dumnezeu. Și auziți ce spune cuvântul Domnului? Versetul 25. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei. Așa că s-a scrântit în încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis: lasă-mă să plec, că-ți se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns: lovit. Trebuia să zică: gata, eu-s knockout, nu mai pot lupta. El a luptat, lovit în coapsă, tot nu l-a lăsat. Nu l-a lăsat. O zis: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și omul acela i-a zis: care ți este numele? Iacov. Și el a răspuns el. Și a zis: numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei numi Israel. Cel ce luptă cu Dumnezeu. Pentru că ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii. Ai luptat și cu frate tu, ai luptat din burtă, mă, tu ai luptat ca să câștigi binecuvântarea. Dar să știți, nu-i de ajuns că te lupți să câștigi binecuvântarea. Binecuvântarea trebuie păstrată în neprihănire.
că Samson o primit din pântecele mamei lui, o primit binecuvântarea lui Dumnezeu. Știți ce nu știu Samson? Să trăiască în neprihănire. Să trăiască în neprihănire. Iacov n-a pierdut binecuvântarea, până la finalul vieții a păstrat-o, că a știut să trăiască în neprihănire. Îi un cuvânt frumos în Osia. La un moment dat, prorocul Osia, în capitolul 12, versetul 3 și 4, îl amintește pe Iacov și amintește la un moment dat lupta dintre Iacov și Dumnezeu. Afișează, te rog, Osia 12, versetul 3 și versetul 4. Spune că s-a luptat la un moment dat, încă din pântecele mamei, a apucat Iacov pe fratele său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. Și auziți acum, s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. Și dă Osia un amănunt care nu-l dă nimeni și spune așa, a plâns și s-a rugat de el. Auziți aici, să fii bogat, să fii cu bani în buzunar, să fii bine văzut. Și tu să mai ai putere să plângi. Auzi, să fii bogat. Știți că bogații de obicei ăștia cu râsul. Îți pă la Ema, la dantură. Că bogatul trebuie să zâmbească larg și atunci merge să-l tăt înșurubeze acolo. Că îi trebuie zâmbetul cât mai larg, nu? La manu acolo, la clinică. Dar știți ce spune Biblia? Că Iacov se îmbogățise. Dar știți ce n-a uitat? Să plângă înaintea lui Dumnezeu. Când vezi un bogat că plânge, și nu o da faliment, că unii plâng din cauza falimentului. Unii bogați plâng că nu li s-o plătit factura, că nu li s-o plătit nu știu ce. Când vezi bogatul că plânge și n-are necazuri, să știi că omul acela trăiește neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Iacov spune Osea de el că s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și a plâns. Știți ce ar vrea? Bogații din vremea aceasta să mai aibă putere să plângă înaintea lui Dumnezeu. Dar și săracii să aibă putere să plângă înaintea lui Dumnezeu. Când mai vezi scăzămintele tale, nu poți să faci decât, și când ne uităm la scăzămintele noastre, nu putem să facem decât să ne aruncăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, nu merit binecuvântarea Ta. Când faci lucrul acesta, știi ce se întâmplă? Îți pui viața în neprihănire, îți pui viața în regulă înaintea lui Dumnezeu, pentru că binecuvântarea se câștigă prin luptă și se păstrează prin neprihănire. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, binecuvântarea se păstrează la timpul ei. Știți ce nu înțelese sau? Că există un timp al binecuvântării. Când primești binecuvântarea, dar s-ar putea, dacă nu înțelegi vremea din partea lui Dumnezeu, s-ar putea să vină vremea când vei pierde binecuvântarea. Lucrul acesta nu l-o înțelese sau? Fiecare avem un timp de binecuvântare, le spun de multe ori și tinerilor, mă, nu-ți rosi cât ai, 20 de ani, stai maci, mai un pic te însori și o să vezi planul. Nu, eu nu, am alt anturaj, am altă prietenie, mă, mai stai un pic, mai ai răbdare că vine binecuvântarea lui Dumnezeu, nu-ți pierde binecuvântarea care ți-a dat-o Dumnezeu. Oh, câți n-au răni în suflet. Se uită că odată poate ori slujit în casa lui Dumnezeu și acum stau poate la internet, poate undeva pe ultimul rând și sufletul i-a amărât că ori avut o perioadă de binecuvântare, dar ca și Esau, ori pierdut binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Auziți ce spune capitolul 27, versetul 34 și 38 de Esau, că după ce a pierdut binecuvântarea, ăsta a început să plângă. Toată viața lui n-a plâns. Toată viața lui n-a știut să plângă. Știi când a plâns? Când a fost prea târziu. Când a fost prea târziu, a început să plângă. Versetul 34. Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos țipete mari pline de amărăciune și a zis tatălui său, binecuvintează-mă și pe mine. Zi ceva și peste mine. Frate, aș vrea și eu să simt ce am simțit înainte. Mă rog și nu mai simt nimic. Dar de ce? Ia uită-te în gura sufletului tău. Lindia aia care ai mâncat-o și ți-ai vândut cu bună știință. De ce să mergi la tată tu să-i spui dă-mi binecuvântarea? Că nu el ți-a vândut-o. Nu el ți-a pus sigarea în gură. Nu el ți-a pus paharul. Nu el te-a dus să-ți cumperi droguri. De ce vii, domne, la Isaac să-i spui dă-mi binecuvântarea? O fost Isaac cu tine la târg? Nu. Zice că după ce o pierdut binecuvântarea și-o dat seama că nu trebuia să o piardă. Mai bine murea de foame.
Dar să nu piardă binecuvântarea. Versetul 38 spune așa: Esau a zis tatălui său: n-ai decât această singură binecuvântare, tată. Din nou recurge la milogeală, la plâns. Binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și Esau și-a ridicat glasul și a plâns. De ce? Că o pierdut vremea binecuvântării. O pierdut timpul când putea să fie binecuvântat. De ce Domnul Iisus în Apocalipsa, scrie Ioan în Apocalipsa 3:11, bisericii din Sardes, Domnul Iisus îi spune așa: iată, eu vin curând, păstrează ce ai. Păstrează binecuvântarea, ca nimeni să nu-ți ia, să nu-ți ia dreptul de întâi născut. Nimeni să nu-ți ia binecuvântarea. Păstrează binecuvântarea. E o vreme în care Dumnezeu binecuvintează casele noastre. Întrebarea îi: ce facem binecuvântare? Ce facem în binecuvântare? Știți, Esau a dat semne când pierdea binecuvântarea. O dat semne, știți că sunt câteva semne, vă zic numai fugitiv, 3 semne care le-a avut Esau când a pierdut binecuvântarea. Geneza 26, versetul 34 și 35. Auziți, la vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hititului Beeri, și pe Basmat, fata hititului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și pentru Rebeca. După ce și-o vândut dreptul de întâi născut, după ce și-o pierdut binecuvântarea, ori început semnele vizibile că Esau ieșise de sub binecuvântare. O să vedeți că le găsim între noi. Primul lucru, știți care a fost la Esau? Că o pierdut binecuvântarea. N-o mai ascultat. Era poruncă: nu-ți iei neveste de oriunde. Nu te duci. Nu vedeți că acum? Ce vrei, să nu mă mai însor? Nu mă mai însor acum, extraordinar. Nu vezi că nu mă cere nimeni? Nu vezi că nu se uită nimeni la mine? Mi-am pus dinții, m-am coafat și dar nu mă bagă nimeni în seamă. Soluția lui: să nu treci gardul. Nu trece gardul, că ăsta-i semn că ai ieșit de sub binecuvântare. Când nu mai ai puterea să asculți, tu ai pierdut binecuvântarea. Esau nu mai asculta. O mers și și-o luat exact de unde nu și-o dorit mamă să agitată sub. Exact de sub blestem și-o luat nevastă. 2. Când omul iasă de sub binecuvântare și pierde puterea de a asculta, ca și Esau, în al doilea rând, are relații neîngăduite. Are relații neîngăduite. Dom'le, cercuri de prieteni, nu mai îi place la tineret, că ăștia sunt prea cu fumuri, dom'le. Dar tu ești așa lumânare că tu nu scoți fum deloc. Numai noi suntem cu fumuri. Numai noi suntem îngânfați, numai noi, tu nu te poți meri să te cobori la noi. Sau ca să ne jignească unii: noi nu ne putem ridica la nivelul vostru. Ia vino să vezi că avem scări, te ridicăm noi la nivelul nostru. Dar știți, când ești de sub binecuvântare, ăsta-i semnul vizibil că ai relații, nu mai te împrietenești cu oamenii lui Dumnezeu și îți cauți alte anturaje. Îți iei prieteni din altă parte, îți cauți nevastă în altă parte. Am vorbit cu una și nu mi-a mai răspuns la telefon. Nu-i problemă, că nu a fost aia, vine alta. Dar nu ieși. Nu ieși de sub binecuvântare. Nu intra în relații neîngăduite. Ajungi să nu mai mergi la suc cu băieții din biserică și mergi la prafuri cu alții, da? Că i-ați dă o stare de nu știu ce. Ieri am predicat la un mormântare la un băiat de 40 și un pic de ani. 5 copii au rămas lângă el. Spuneau frații lui, de cumnata lor, de soția lui, au zis: soția lui a fost un erou înaintea lui Dumnezeu. Băiatul ăsta a ieșit de sub binecuvântare și s-a înhăitat cu unii cu alții. Dumnezeu i-a vorbit ani de zile să se întoarcă. Și acum de câteva zile au făcut insolație când a fost căldura aceasta. N-au băut apă suficientă și din cauza deshidratării au făcut pe loc un atac cerebral și inima i s-a oprit la 40 și ceva de ani. O ieșit de sub binecuvântare, aseară pe drum încoace spre Timișoara, vorbeam cu un frate de-a lui și a zis: frate, atâta ne-am rugat pentru el, atâta ne-am dorit să se întoarcă la Dumnezeu. Zice, suntem din familie cu 11 copii și ne-am rugat pentru el singurul ca să nu-l pierde. Dar a fost alegerea lui când și-a pierdut binecuvântarea, și-a pierdut și dreptul de întâi născut. Și l-am îngropat, a fost: ce folos că e o mare de oameni la tine la înmormântare, dacă ai pierdut binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Când ieși de sub binecuvântare, nu mai ai puterea să asculți, intri în relații neîngăduite. Și al treilea lucru, știi ce se întâmplă? Aduci amărăciune.
Omul care iasă de sub binecuvântare aduce amărăciune, zice versetul 35. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Rebeca și pentru Isaac. Ăsta e omul care iasă de sub binecuvântare. Aduce amărăciune. Aduce amărăciune nu numai familiei, aduce amărăciune și bisericii. Și ne uităm și suntem amărâți. De ce? Că odată ai fost sub binecuvântare, dar ai avut ciorba ta. Acum, în principiu, am mâncat odată ciorba de linte, nu-i rea. Dar e rău contextul în care o mâncat-o, a fost mare nota de plată pentru o ciorbă de linte. Nu ciorba e problema, ci atitudinea și lucrurile care te aduc la tranzacția aceea. Și al treilea lucru, ca să nu-ți pierzi binecuvântarea, trebuie să mai înțelegi și să mai înțelegem un lucru. Binecuvântarea lui Dumnezeu și dreptul de întâi născut nu este un privilegiu, este un privilegiu, nu este o recompensă. Binecuvântarea lui Dumnezeu este un privilegiu, nu recompensă. Recompensa știți când o primim? Când am făcut ceva bun. Când am făcut ceva extraordinar, avem merite. Ai luat diplomă, status, dă 100 de lei, era să zic pensie, îți dă alocația, îți o mărește, îți dă ceva primă ca să te stimuleze. Dumnezeu nu ne stimulează. Dumnezeu nu vine și se plebă, tu ești așa de bun, Esau, tu atâta de bun ești că, zice, trebuie să te răsplătesc cu ceva. Îți dau ție binecuvântarea. Nu! Binecuvântarea lui Dumnezeu e un privilegiu pentru sufletele noastre. Dacă ești binecuvântat din partea lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu ți-a făcut har. Dacă trebuia să spuneți amin. Ceea ce suntem, ceea ce avem, e harul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Dar știți cum se comporta Esau? Parcă a venit de la campionatele olimpice. Parcă el a fost cu racheta în mână și a bătut pe cei mai mari tenismeni. A venit acum tata, oricum îl fac, imediat iar îi spun o poveste. Iar îi spun ceva și tata iar îi la picioarele mele. Oricum n-are cine să-mi ia binecuvântare. Și totul a jucat așa numai din gleznă. Vă spun ceva, tineri, frați, fanfariști, coriși, așa mai departe, oricare am fi și slujim pe Dumnezeu. Vă spun ceva, Dumnezeu aduce o vreme în care va cântări lucrarea ta și lucrarea mea. Și dacă facem din lucrarea lui Dumnezeu, cum zic tinerii, jocul de glezne, așa, noi venim așa ca la piață, așa, noi oricum avem, nu trebuie să mă pregătesc la predică, că oricum eu am câte o chestie, oricum biserica mă ascultă, eu prind microfonul cu vocea mea, sunt ca privighetoarea, oricum la solo meu de instrument, toți mă ascultă, toți. Știi ce arată asta? Că ești pe cale să pierzi binecuvântarea. Vine vremea când Dumnezeu ia lucrarea ta și lucrarea mea o pune în mână și zice ce spune? Ai pierdut binecuvântarea. Binecuvântarea ta o iau și o dau altuia. O lua Dumnezeu binecuvântarea de la Esau și o primit-o Iacov. De ce? Pentru că Dumnezeu se uită spre fiecare în parte, individual. Într-o zi intră în curtea lui Ahasveroș unul cu planuri mari, unul așa care îl făcea pe Ahasveroș, care era stăpân peste 127 de ținuturi, îl făcea din gleznă, așa, erau cot la cot. Împărătea sa se temea să intre la Ahasveroș și Haman nu se temea. Avea binecuvântarea de partea lui, se obișnuise să fie vedetă în palat. Și a zis împăratul, uite, vreau să dau o binecuvântare. Ăsta iară s-a încheiat. Unde e aparatul foto? Unde, cine ne fotografiază? Vreau să-l binecuvintez, să-l răsplătesc pe cineva. S-a uitat freza, emoții, plin de emoții, transpirat tot, iar îmi dă ceva. Iar îmi schimb mașina, iar o să... Nu mă, ăsta mă umple că nu pot duce. Și-o zis, zice, ce-ar trebui să se facă? Că pe tine te-am binecuvântat, ție ți-am dat. Și-o zis, să se dea calul, să se dea alaiul. S-o gândit, mie îmi revin toate. Dar au avut o vreme Haman când Dumnezeu l-a luat și l-a pus pe cântar. Și-a văzut că nu-i vrednic de binecuvântare. Și zice, o zis Dumnezeu. Și o pus în inimă la Ahasveroș. I-a zis, ceea ce îi la superlativ, nu-i mai dai la Haman. Că am terminat cu el. Iei binecuvântarea și o dai la Mardoheu. Și îi spune Haman, ce ai zis? Să nu lași nimic nefăcut din tot ce ai zis. Iei tot calul, coroana, bei ceai, miere, să-ți dregi vocea bine, că trebuie să strigi înaintea lui. În momentul acela, știi ce realizează Haman? Că a pierdut toată binecuvântarea. Dacă îmi doresc ceva în vremea aceasta, și încheie într-un minut,
Știți ce-mi doresc? Să nu pierdem binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Omul care era binecuvântat de Dumnezeu în Vechiul Testament, care avea dreptul de întâi născut, avea patru lucruri din partea lui Dumnezeu. Primul lucru, devenea preot al familiei. Cel cu drept de întâi născut și sub binecuvântare era preot în familie, adică era cel care vorbea cu Dumnezeu. Păi, nu-i puțin lucru să vorbești cu Dumnezeu? Să-ți spună Dumnezeu planul care îl are pentru familia ta? Asta era unul din lucrurile frumoase care era când aveai dreptul de întâi născut, când erai sub binecuvântare, erai preot al familiei. Știți că Ruben, fiul lui Iacov, o pierdut tot așa la, pentru nimic, o pierdut binecuvântarea și dreptul de întâi născut. După care Iacov îi dă binecuvântarea și dreptul de întâi născut, i-o dă la Iosif. În al doilea rând, cel care era cu drept de întâi născut și era sub binecuvântare, avea o parte dublă de moștenire, avea o parte dublă de binecuvântare. Cel care știa să profite și să rămână sub binecuvântare primea mai mult decât ceilalți, pentru că Dumnezeu își îndrepta privirile spre el. 3. Era o autoritate judiciară în familie. Cel cu drept de întâi născut, cel sub binecuvântare, avea dreptul de judecător. Veneau ăștia în certuri, în scandaluri, în probleme, cine-i judeca? Cel cu drept de întâi născut. Ăla avea dreptul și avea binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Și al patrulea lucru, știți ce mai făcea cel cu drept de întâi născut? Îl reprezenta și îl arăta pe Domnul Iisus, pe Mesia. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Spunea Pavel Colosenilor, dacă vrei să afișezi Coloseni 1 cu 17 și 18. Spune cuvântul Domnului ceva deosebit acolo și face referință la cel cu drept de întâi născut. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului, bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Ce folos că plângi după ce ai pierdut tot? Autorul epistolei către evrei spune că deși ei au pierdut totul, cerea cu lacrimi Esau binecuvântare și totuși Dumnezeu nu i-a mai dat-o. Acum cât ești în casa lui Dumnezeu, intră sub binecuvântarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are privilegii pentru tine. Are privilegii, nu recompense. Și Dumnezeu este cel ce te binecuvintează. Domnul să binecuvinteze copilașii din dimineața aceasta, să binecuvinteze familiile noastre și să ne ajute să rămânem sub binecuvântare. Amin.